Vești bune pentru români. Hidroelectrica a anunțat astăzi că va reduce prețul la energie electrică. Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a declarat într-o postare publică pe pagina sa că îi felicit pe cei de la Hidroelectrica care au făcut un nou pas, se manifestă activ pe piața de furnizare și au venit cu o ofertă bună pentru români. Odată cu liberalizarea pieței de energie de la 1 ianuarie 2021 pentru energie activă livrată consumatorilor casnici, prețul se va reduce de la 0,255 de lei kilowatt-oră la 0,245 lei kilowatt-oră în primul semestru al anului viitor. Clienții au garanția că prețurile sunt fixe și beneficiază în continuare de termene de plată relaxate, 45 de zile de la emiterea facturii. Acțiunea este ca urmare a strategiei companiei de a-și crește numărul de clienți pe zona de furnizare odată cu liberalizarea completă a pieței de energie. Virgil Popescu, ministrul mehedințean, a menționat că îi îndeamnă pe români să verifice cu atenție iar dacă este cazul să schimbe furnizorul de energie electrică, pentru ca toți să înțeleagă că nu pot păstra un monopol al prețurilor mari.